ultima perioadă s-au intensificat arderile necontrolate, incendiile de vegetație uscată și miriște la nivelul județului Dâmbovița. Drept urmare, pompierii atenționează atât cetățenii cât și instituțiile și operatorii economici cu privire la măsurile obligatorii ce se impun la arderea miriștii, vegetației uscate și resturilor vegetale. Arderea miriștilor și vegetației uscate se face numai după ce se obține acordul de la Agenția pentru Protecția Mediului și permisul de lucru cu focul de la primărie. După această etapă, cetățenii trebuie să se intereseze la primărie în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate în care se adună resturile menajere și vegetația uscată din localitate în scopul arderii. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se va face numai pe baza permisului de lucru cu focul în locurile special amenajate după ce a fost informat în prealabil serviciul privat voluntar pentru situații de urgență. Trebuie izolată zona de ardere față de drumuri, construcții, instalații, fond forestier, culturi agricole vecine prin executarea de fâșii arate. Arderea se execută numai pe timp de zi și doar în condiții meteo fără vânt. De asemenea, focul trebuie supravegheat permanent până la finalizare. Pentru prevenirea și reducerea arderilor necontrolate, Inspecția de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab 1 Dâmbovița, prin inspectorii de specialitate, desfășoară în această perioadă controale inopinante pentru identificarea terenurilor și depistarea persoanelor care nu respectă prevederile legale privind arderea miriștilor, resturilor vegetale și a vegetației uscate și sancționarea contravențională a acestora conform legislației în vigoare. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage sancțiuni contravenționale asupra persoanelor găsite vinovate.